războiului rece, o țară comunistă captivă între Est și Vest a reușit performanța să aibă relații diplomatice și cu Israelul și cu țările arabe și s-a implicat în negocierea conflictelor din Orientul Mijlociu și din Asia. Chiar dacă era o țară mică, avea ambiția să facă politică mare. În episodul de astăzi, analizăm politica externă a României între 1965-1989, anii regimului Ceaușescu. Jur să slujesc cu credință patria. Jur să promovez neabătut politica externă de pretinie și alianță cu toate țările socialiste, de colaborare cu toate națiunile lumii, fără deosebire de orânduire socială. Sovieticii percepeau România ca fiind o țară nesigură. Era, am zice așa, un soi de verigă slabă a acestui monolit care era lagărul sovietic. Mai ales după momentul 1968, cu intervenția trupelor sovietice și ale țărilor pactului de la Varșovia în Cehoslovacia și condamnarea acestei intervenții de către România. Ei n-au putut să obstrucționeze, să stăvilească acțiunile noastre de politică independentă românească. Nu le puteau opri, pentru că ar fi fost mult prea brutal, mult prea, expuși unor critici și a unor acuze. Atitudinea de frontă inițiată de regimul Gheorghe Udej pe toate planurile. În 1961 declanșase dialogul în contradictoriu cu RSS. Iar în 1963, în criza rachetelor, mesajul românilor către americani este foarte clar. Noi suntem altceva decât ceilalți din blocul comunist. The Romanian line from it was explicitly noted in the Declaration of Independence, quote unquote Declaration of Independence in April of 1964, but it came up time and time again by all Romanian political leaders and diplomats that the basis of foreign relations had to be oriented off of sovereignty, the recognition of sovereignty, of independence, of mutual respect, of equality, and of non-interference in domestic affairs. These are all classic liberal international legal approaches. În 20 de ani, regimul de la București excelează în privința dialogului la nivel înalt și dezvoltă relații multilaterale cu toate statele, indiferent de orânduire socială, inclusiv China, cu ajutorul căreia Bucureștiul vrea să-și reducă dependența de Moscova. În 1985 aveam relații diplomatice cu 138 de state și relații economice cu 155 de țări. Noi am fost extrem de atenți în a păstra legalitatea, normalitatea activităților noastre. Nimeni nu putea mie să-mi reproșeze ceva când eu spun, domnule, nu sunt dispus ca ministrul meu de externe să ia ordine de la Moscova. Nu putea să spună treaba asta, dar nu le convenea. Pe mine mă interesează efectele ca istoric. Mă uit în primul rând pe deschiderea pe care a avut-o România în direcția țărilor nealiniate, India, Indonezia, Asia de Sud-Est, Egipt, China, toate acestea au adus României o anumită statură, deschiderea pe care a operat-o în vest, recunoașterea imediat după Uniunea Sovietică și stabilirea de relații diplomatice cu Republica Federală Germania la 31 ianuarie 1967, deschiderea extraordinară față de Statele Unite ale Americii, transferul de tehnologie pe care România l-a primit, licențele agricole, licențele pentru irigații, pentru alte tipuri de echipamente, facilitățile fiscale, toate acestea au contribuit, au fost un transfer de tehnologie în România. Că au profitat și alții, nu putem decât specula. Faptele arată că totuși România s-a industrializat într-un anume rit care i-a oferit și o bază acțiunii sale externe. I think they were very successful Romanian diplomats
during the Cold War, they were very successful at conveying this idea that they were different. I mean, I became a diplomat towards the end of the Cold War, so had limited experience of them. But I remember that they certainly made a point about we're not your normal communist diplomats. They worked very hard to be more sophisticated. Their strategy was to convince the West that they were not tied to the Soviet line and to see what benefits they could get from that. Noi am avut relații cu americanii, cu englezii, cu nemții și așa mai departe. Adică noi eram un stat care se bucura, cum spunea cineva, eram a cincea putere diplomatică a lumii. În 1967, România stabilește contacte diplomatice cu Republica Federală Germania. Refuză să se conformeze și să rupă relațiile diplomatice cu statul Israel în urma războiului de 6 zile și este vizitată de președintele Franței Charles de Gaulle. În 1968, Ceaușescu surprinde pe toată lumea. În 21 august, condamnă pe un ton vehement invadarea Cehoslovaciei de către tancurile sovietice. De la acel balcon, exact acum 52 de ani. Și tot în august, un an mai târziu, primește vizita președintelui american Richard Nixon. Aprilie 1968. În Cehoslovacia, președintele Alexandru Dubček începe o serie de reforme fără precedent pentru un stat comunist. 4 luni de liberalizare rămase în istorie drept primăvara de la Praga. Lucrurile scapă însă de sub control când președintele Dubček anunță că este fidel ideii de comunism democratic și permite apariția altor partide politice. Mai mult, liderul iugoslav Iosif Broz Tito, țară nemembră a Pactului de la Varșovia, vizitează Cehoslovacia. Uniunea Sovietică nu poate să accepte un asemenea act de nealiniere. Doctrina Brejnev nu permite niciunei țări să respingă comunismul, astfel că în noaptea de 20 spre 21 august, URSS trimite în Cehoslovacia peste 200.000 de soldați și 2.000 de tancuri, trupe ale țărilor Tratatului de la Varșovia, care până dimineață ocupă Cehoslovacia sub privirea neputincioasă a Occidentului. Cehoslovacii nu au luptat cu sovieticii. Riposta lor a constat într-o serie de manifestații pașnice. În foarte scurt timp, cu o țară sub ocupație sovietică și Gustav Husak la conducere, un lider pro-sovietic, de reformele lui Dubček s-a ales praful. Cu aproape o lună înainte de evenimentele din Cehoslovacia, de intrarea trupelor sovietice în Cehoslovacia, Ceaușescu face o vizită în Iugoslavia și la Praga. Și atunci sovieticii au fost foarte alarmați. Văzând în acest turneu, mic turneu al lui Ceaușescu, o tentativa acestuia de a revigora mica înțelegere din perioada interbelică, mică înțelegere care avea în componență în anii 30, până la cel al doilea război mondial, în anii 20 și în anii 30, a avut în componență Iugoslavia, Cehoslovacia și România. Ei, ori, ei când l-au văzut pe Ceaușescu, că se duce în Iugoslavia, că după aceea merge la Praga, au bănuit că această mică înțelegere e pe cale să se nască. Lucru care punea în pericol interesele de securitate ale Uniunii Sovietice. De ce? Pentru că România era importantă pentru Uniunea Sovietică din punct de vedere geopolitic și geostrategic, pentru că le asigura sovieticilor un avans foarte ușor în direcția peninsulei balcanice, în timp ce Cehoslovacia spre Europa Centrală. Și ei n-ar fi vrut să piardă aceste două țări. În dimineața zilei de 21 august, adresându-se unei mulțimi impresionante strânse în fața sediului Comitetului Central al Partidului Comunist, Nicolae Ceaușescu condamnă vehement intervenția militară ordonată de sovietici, considerată un amestec flagrant în treburile interne ale altui stat. Cetățeni ai țării românești, pătrunderea trupelor celor 5 țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă, este de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă pentru a-și apăra independența națională, pentru egalitatea în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste, să încalce libertatea și independența unui alt stat. Thank you.
Reacția lui Ceaușescu a fost multă vreme considerată de unii drept o mascaradă ieftină. Dar mascaradă sau nu, consecințele unui asemenea afront adus sovieticilor puteau fi dintre cele mai grave. Îngrijorarea crește, mai ales după ce în București apar brusc mulți turiști, numai bărbați tineri, fără copii sau neveste, după un scenariu similar celui din Cehoslovacia. Între timp, românii se pregătesc pentru ce e mai rău. Direcția operației de sub, comanda directă a șefului Marelui Stăt-Major, a elaborat în august 1968 un ordin de operații care spunea că în cazul în care trupe vor depăși frontiera de est a României, ori de acolo nu veneau nici bulgari, nici polonezi, nici unguri, așa, și vor atinge aliniamentul și fixa un aliniament la 20 de kilometri distanță de frontieră, trupele române, fără să mai aștepte vreun ordin, vor deschide focul. Documentul a fost atât de important încât nu a fost dactilografiat. A fost scris de mână. Am avut ocazia să văd documentarea acelei cărți, documentul respectiv, și a fost o chestie teribilă, teribilă. Adică povești auzise, dar acum vedeam documentul. Practic, România a fost la un pas de invazie. Săptămâna trecută au fost pregătite ordinele pentru invadarea României de către trupele sovietice, poloneze și maghiare, pe 22 noiembrie la ora 4. Ordinele se referă la o invazie și nu la un exercițiu. Se arată într-un document al spionajului militar olandez, datat noiembrie 1968. Am să vă citez formula unui ofițer sovietic care a fugit pe urmă în Occident, Vladimir Rezun, dar care e cunoscut mai mult sub pseudonimul lui de Victor Suvorov, care spunea că în 1968 s-au întrebat, ei, ofițerii sovietici, s-au întrebat de ce a fost invadată Cehoslovacia și nu România, pentru că România era țara care avea relații cu China, într-un moment când China era China comunistă, era percepută ca un adversar de Uniunea Sovietică, România era țara care nu rupsese relațiile cu Israelul în 1967, cum dăduse ordin Moscova. România era țara care recunoscuse Republica Federală Germania. România era țara care nu accepta să-i primească pe specialiștii sovietici să vadă niște helicoptere importate de noi din Franța. România, în sfârșit, era țara care livrase Israelului niște piese de schimb de la tancurile sovietice pentru tancurile foste egiptene capturate de armata izraeliană în timpul războiului de 6 zile din 1967. Și toate aceste elemente care erau cunoscute de către militarii sovietici îi făceau să perceapă România ca un adversar al Uniunii Sovietice. De unde acest curaj al României de a avea veșnic poziția de gică contra în tratatul de la Varșovia? Este posibil ca acest curaj să se datorează și faptului că în anumite momente România s-ar fi putut baza pe o susținere din partea Occidentului. Nu vorbesc de o susținere, de o intervenție, că acest lucru ar fi fost improbabil, nici nu se gândea nimeni la așa ceva. Dar pot să intervin în favoarea cuiva printr-o declarație. Printr-o declarație care, iarăși, se pare că a avut loc undeva în ultimele zilele lui august 1968, când secretarul de stat american îi spune ambasadorului sovietic de la Moscova și, dacă nu mă înșel, și reprezentantul Uniunii Sovietice la ONU, că nu trebuie să se escaladeze situația și să nu cumva să aibă loc o intervenție de genul celei din Cehoslovacia și împotriva României. Președintele american Lyndon Johnson îi transmite lui Alexei Kosygin următorul mesaj. De două ori în viața dumneavoastră și a mea, războaiele mondiale au venit peste noi provocate de evenimentele din Europa de Est. Aș dori ca guvernul dumneavoastră să se abțină în cazul în care este planificată vreo acțiune militară împotriva României sau a oricărei alte țări din Europa de Est. În tot acest timp, Ceaușescu își pregătea rezistența. În arhivele Comitetului Central al PCR există stenograma discuției pe care a avut-o 3 zile mai târziu cu mareșalul Tito la Vârșeț. Ceaușescu nu primește sprijinul așteptat. Ceaușescu s-a dus în
Iugoslavia, la Vârșeț, să discute cu Tito problema rezistenței României în eventualitatea unei invazii sovietice și dacă armata română ar fi înfrântă, să se retragă pe teritoriul Iugoslaviei, acolo se retragă și conducerea de partid și de stat română în vederea continuării luptei. Se elaborase atunci o concepție, lupta întregului popor, deci toată lumea să fie mobilizată pentru a respinge o asemenea agresiune, armata să se refacă pe teritoriul Iugoslaviei și liderii politici, în frunte cu Ceaușescu, evident, să vină în România să conducă această luptă. Numai că discuția a fost descurajatoare pentru Ceaușescu. Tito a spus că, conform normelor internaționale, el va accepta ca armata română să se retragă pe teritoriul Iugoslaviei, dar va fi dezarmată. Va accepta să vină în Iugoslavia conducerea română, dar nu va putea să permită continuarea activității politice. Și ca atare, i-a sugerat lui Ceaușescu să tempereze tonul și să caute o cale de armonizare, să spun așa, a pozițiilor cu celelalte state socialiste. Ceaușescu, care era însoțit de Bondăraș, a insistat în ideea că totuși lupta trebuie dusă, nu este admisibil ca o mare putere să îngenuncheze o țară mică, mai ales când era vorba de același sistem politic. Tito s-a invocat că și Iugoslavia are probleme cu Italia și că, în genere, nu s-ar putea implica într-un asemenea război cu Uniunea Sovietică și cei doi lideri s-au despărțit într-o atmosferă nu tocmai fericită, pentru că Ceaușescu a trebuit, revenind în țară, să calmeze lucrurile și, până la urmă, să accepte noua conducere cehoslovacă. Încă din 1968, NATO primise confirmări despre planurile sovietice de invadare a României. Un raport Stasi din 1970 nota că spionajul militar grecesc furnizase alianței planul complet de intervenție elaborat de URSS, precum și informații despre contramăsurile românești. Sub pretextul unei aplicații comune, sovieticii erau pregătiți să intre pe teritoriul României și făceau presiuni ca Bucureștiul să-și dea acordul. Conducerea românească se încăpățâna să reziste acestor presiuni. Chiar dacă era conștientă, așa cum le mărturisea prim-ministrul Ion Gheorghe Maurer, liderilor chinezi, că sovieticii se vor reorienta și vor încerca să organizeze ceva din interior, fiindu-le tot mai dificil să vină din afară cu tancurile. În fața încercărilor repetate ale Uniunii Sovietice de a-și subordona armatele țărilor aliate sub pretextul unei mai bune integrări militare, conducerea de la București strânge relația cu americanii și se apropie de China comunistă, pe care URSS o considera cel mai mare pericol. Românii provoacă astfel o serie de schimbări majore în plan politic și militar, dar și în cel al informațiilor. Uniunea Sovietică nu transmitea României anumite informații de natură militară, de natură politică, pentru că trăia cu convingerea că aceste informații merg mai departe către Occident, în speță către Statele Unite. 62. Înainte de octombrie a fost o mare ciocnire înăuntru pactul de la Varșovia asupra acest insistență românească pentru retragere rețea de informații. Și mai departe, această relație în are cu China, care Uniunea Sovietică n-a apreciat deloc. Și din cauza aceasta, deja la mijlocul, chiar începutul 62, a fost dat niște comandele la fiecare dintre serviciile de informații dinăuntru pactul de la Varșovia să nu împărți informații cu România despre China, despre Iugoslavia, despre NATO sau despre socialism în Europa, așa, socialism occidental. Sigur, dar nu știu încotro mă duc. Instinctul meu e cel mai ieftin truc. Trec drept prin viață și sunt mândru de trecut. Și dacă e să pierd tot, o iau de la capăt. Lup. By 1971, situation gets even worse. Ceaușescu makes a former state visit to China. Up until that period, Ceaușescu wasn't going back and forth to China. The mediation was being carried out by the Romanians, but by Romanian deputy ministers, for instance, by Bondăraș, by people who were not the party leader. El cât a fost la Moscova a făcut 2 ani de zile școala de spionaj a GRU, deci spionajul militar sovietic. Și cu cine a fost el coleg acolo?
A fost cu Kim Il-sen și cu Kang Sheng, șeful securității Gongambu, a regimului comunist din China, a lui Mao. The Soviets and all the Warsaw Pact countries have mounted a propaganda campaign against the Chinese, even accusing the Chinese of trying to create a war in the Balkans. The obvious inference being through Romania as well as Albania. And the Romanians are doing it anyway. They're going to China, and after China, Ceaușescu also goes to Mongolia, where the Mongolians try to get him to sign off on a communique that condemns China and also praises the other Warsaw Pact members for invading Czechoslovakia. Ceaușescu refuses, and is very specific about his refusal after the Mongolian leader talks about how badly China has treated Mongolia throughout the centuries. Ceaușescu talks about how badly Romania was treated by Russia and how even the Soviets had confiscated the national treasury after the First World War, knowing full well that the story was going to get back to Moscow. Moscova a fost extrem de afectată de vizita lui Ceaușescu la Beijing. Ceaușescu a mers prea departe, conduce lupta împotriva noastră și constituie principalul obstacol în calea liniei noastre. Noi am avut răbdare în privința comportamentului României. Trebuie să încercăm să exercităm influența asupra evoluțiilor din interiorul țării. Sunt cuvintele lui Brejnev la întâlnirea din Crimea cu liderii din cadrul pactului de la Varșovia, cu excepția României. In August of 1971, the Warsaw Pact leaders minus Romania are meeting in the Crimea, or they've all met in Crimea and Ceaușescu has left, so there's no Romanians there. And they start talking, all of them are talking about the fact that Romania has betrayed the Warsaw Pact everywhere, in the Middle East, in military integration domestically, with the United States, with China, and that something has to be done. Concluzia unanimă a întâlnirii a fost extrem de tranșantă. Politicile și conducerea lui Ceaușescu trebuie să ia sfârșit. Dacă nu putea fi înlocuit prin forță, atunci va fi împresurat și neutralizat prin procedee secrete, iar toți aliații din pactul de la Varșovia își vor coordona eforturile împotriva românilor. And they announced there that they need to, first of all, appeal to other leaders within the Communist Party so that they can encircle him and they'll be able to control him later on. And also, they need to create a new institution very much like the one they run against China, the Intercid, where they control every word referencing the leader and the country, something which they begin to do from the early 1970s up through into the 1990s. Pe baza informațiilor primite prin contraspionajul israelian Shin Bet, securitatea raporta în 20 august 1979 că serviciile speciale sovietice și ceoslovace luaseră contact cu agenților din România, care țineau funcții în aparatul central al partidului, folosind acoperirea unor întâlniri și contacte tovărășești, ca să caute căi de a modifica politica externă a statului nostru, precum și eliminarea, prin orice mijloace necesare, a unor personaje proeminente din înalta conducere a partidului. Sigur, dar nu știu încotro mă duc. Instinctul meu e cel mai ieftin truc. Trec drept prin viață și sunt mândru de trecut. Și dacă e să pierd tot, o iau de la capăt. Lupt. Which are the main methods to block a state? During the Cold War, the principal method of controlling a state, both its image abroad and also its vulnerability to your influence, is to isolate it. Along these lines, Romania was very vulnerable because most of its connections with the West, whether it was because of involvement in mediation or because of some other common interest in economic development even, or even clandestine operation, they were held secret, primarily at the request of the Romanians beginning in the early 60s, because the Romanians didn't want to draw more hostile attention from the Soviet Union in what they were doing. They wanted to get rid of Soviet control, but it was also one of the main ends they were seeking in blocking the integration of the Warsaw Pact, and particularly blocking any supranational control over their armed forces and over the armed forces of the other Pact members. Blocking and creating this isolation was fairly simple if most of your relationships as in the case of Romania, were only at the very topmost level. If you think about Ceaușescu's popular appeal, and regardless of what we might think about Ceaușescu today,
Ceaușescu was certainly popular in Romania, especially since 68. But this continued all the way up through the 70s. We are in effect saying to the whole world that as far as the United States is concerned, we believe that the survival of nations, no matter how small, no matter how weak they might be militarily, the survival of nations proud of their sovereignty, proud of their independence, is essential to building a structure of peace in the world, one that we can be proud of. Semnarea acestei declarații între două țări cu orânduieli sociale diferite ca mărimi deosebite constituie într-adevăr un eveniment important care vine să confirme schimbările mari care s-au produs în lume și care se accentuează. Am dorit ca această semnificație să se extindă și să demonstreze că este posibil în lumea de astăzi ca țările mari, mici, mijlocii să conlucreze în deplină egalitate pentru respectul tuturor națiunilor la dezvoltarea corespunzător dorințelor sale pentru o lume mai dreaptă și mai bună. Deceniul deschiderii a început în 1961. Artizanul, omul politic care s-a identificat cu acest deceniu al deschiderii a fost Ion Gheorghe Maurer, un prim-ministru longeviv, cel mai longeviv din istoria României. În 1963, România, folosindu-se de invitația țărilor latinoamericane de a le sprijini pentru a iniția o rezoluție în Adunarea Generală a Națiunilor Unite cu privire la crearea unei vaste regiuni denuclearizate în America de Sud, România își declară sprijinul, Uniunea Sovietică și statele socialiste decid să se abțină, România votează diferit în 1963 față de statele blocului socialist. Acest lucru a fost un alt semnal important dat de România că își urmează un curs propriu, sigur. În 1970, Ceaușescu este primit de Georges Pompidou. În 1973, vizitează Italia, ocazie cu care este primit de Papa Paul al VI-lea. Apoi merge în RFG și Statele Unite, iar România nu este deloc evitată în acești ani de liderii occidentali. Interesele României se îndreaptă între timp și spre statele din Africa, Asia și America Latină, grupate generic în ceea ce se numea atunci lumea a treia. O țară care dorește o politică externă, n-aș spune ambițioasă, dar o politică externă consistentă, are nevoie și activă de o bază economică. Ori România a găsit, constituindu-și o bază economică, o bază industrială, tehnologică, științifică, a putut să aibă o colaborare de substanță cu țări ca Algeria, de pildă, la sfârșitul anilor 60, România avea mii de cooperanți în Maroc, mii de cooperanți în Algeria, după 1970, după deschiderea ambasadei noastre la Tripoli, numai un an, existau 12.000 de cooperanți români în Libia. România, companiile românești construiau două cartiere de locuințe la Tripoli, sediu poștei centrale. În Algeria instalau 300 de sonde de extracție a petrolului fabricate în România cu tehnologie românească. În Irak, în Somalia și în Egipt construiam cele mai mari fabrici de ciment din regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Vest. Construiam combinate chimice și petrochimice în Egipt. Construiam un port pentru pescari în nordul Libiei. Construiam 6 rafinării de mare capacitate în țările nealiniate, începând cu India, începând cu rafinăria de mare capacitate de la Karachi din Pakistan, continuând cu rafinăria din Iordania, cu rafinăria din Siria și Egipt. Deci, iată, aveam fabrici de asamblat tractoare și locomotive în Egipt. Deci, iată, totuși că România, și nu trebuie să vedem numai acest aspect, trebuie să vedem și aspectul reprezentat de cadrele pe care noi le pregăteam pentru a asimila această tehnologie românească și care însemna, de fapt, cultivarea unei influențe care ar fi putut fi folosită, probabil, și după 1989. În 1972, cuplul prezidențial vizitează Algeria, Republica Centrafricană.
Congo, Zaire, Zambia, Tanzania, Sudan și Egipt. Din acel moment, turneele în Africa se vor repeta ritualic, până spre finalul regimului Ceaușescu. În anul următor, destinația America Latină. Sunt vizitate Cuba, Costa Rica, Venezuela, Columbia, Ecuador și Peru. Președintele României devenise oaspete și pentru statele din Orientul Mijlociu extins. În 1974, turneul prezidențial cuprinde Libia, Liban, Siria și Irak. Aș sublinia și caracterul pragmatic al acestor relații, de pildă în relația cu Libia, unde România avea un perimetru și cu drepturi de exploatare în domeniul petrolului. România ar fi trebuit să obțină, dacă cooperarea ar fi continuat și în anii 80-90, cam 15 milioane de tone de petrol pentru echipamentele și acțiunile de explorare și exploatare, iar și 50% din producția extrasă la prețul petrolului pe piața libiană. Deci era un acord, aș spune, foarte pragmatic, iar în relațiile de pildă cu Algeria, pentru că am amintit o altă piață importantă de cooperare pentru România, primeam minereu de fier foarte mult pentru, în schimbul echipamentelor petroliere, echipamentelor de foraj la mare adâncime livrate de România. Liderul român căuta nu doar recunoașterea internațională, ci și schimburi comerciale și transfer de tehnologie românească din care statul român spera să obțină beneficii apreciabile. URSS nu și-a disimulat iritarea față de acțiunile în plan extern ale României. Cu tot efortul autorităților de la București, Brejnev face abia în 1976 prima sa vizită oficială. Regimul și-a îmbunătățit substanțial relațiile cu Statele Unite, dar, din păcate, în același timp crește și influența Estului, inclusiv în rândul propriului sistem de securitate. Ceaușescu e un trădător care nu dă nici doi bani pe socialism sau pe prietenia cu Uniunea Sovietică. Noi, cei din organele de securitate, începem să realizăm că va trebui îndepărtat, îi spunea în primăvara lui 1972 un ofițer de securitate unui coleg din KGB. Prins mult prea tare de jocul în plan extern, Nicolae Ceaușescu ratează o mare ocazie în 1978. În cadrul vizitei în Statele Unite, președintele Jimmy Carter îi propune listarea la bursa a industriei României, evaluată atunci la aproximativ 147 de miliarde de dolari. Ceaușescu declină oferta după o noapte de discuții aprinse cu soția sa, Elena, care a reacționat violent spunând că americanii vor să cumpere România. Fiul lor, Nicu Ceaușescu, avea să repete în câteva interviuri date după 1989 că tatăl său ar fi trebuit să adopte soluția Tito, adică să scape de nevasta cu o ambiție fără margini care se amesteca în deciziile politice. Vestea despre oferta lui Carter a ajuns imediat la Moscova și confruntarea secretă cu sovieticii iese brutal la lumină. Presa scrie că Bucureștiul complotează pentru a declanșa un război în Balcani. În replică, Ceaușescu condamnă spionajul blocului sovietic, iar câteva săptămâni mai târziu aprobă o operațiune secretă de cea mai mare importanță inițiată de Pentagon și coordonată din partea americană de Direcția Operațiune a Statelor Majore Comune. In 1978, beginning in 1979, the Romanians had actually concluded a clandestine arrangement with the United States to procure Soviet military technology for the United States. And this was run at the very top level. Nicolae Ceaușescu had given his approval. It was run by his brothers, General Ilya Ceaușescu and Marin Ceaușescu, who was working on the trade mission in Vienna. Operațiunea a fost ținută secretă față de Elena Ceaușescu de Biroul Politic și de Comitetul Central și condiționată de asigurarea azilului pentru Ilie, Marin și familiile lor, în cazul în care ar fi fost descoperiți. The New York Times, din 29 decembrie 1989, scrie că Marin Ceaușescu, căruia Statele Unite îi acordaseră azil ca și fratelui său, a fost găsit spânzurat, cu gâtul rupt, în pivnița misiunii economice a României de la Viena. Moartea lui a fost declarată sinucidere după o anchetă rapidă a autorităților austriece. Procurorilor români le-a fost refuzat accesul la dosar, iar raportul autopsiei s-a pierdut. Ilie Ceaușescu a fost arestat în București și eliberat ulterior, absolvit de orice vină. Alături de marile puteri membri ai Consiliului de Securitate, noi eram aceia care operam și în legătură cu războiul din Indochina și în legătură cu conflictul dintre sovietici și chinezi și în legătură cu normalizarea relațiilor sino-americane și în legătură cu situația din Orientul Mijlociu. Adică, vă dați seama, noi în toate aceste împrejurări aveam un cuvânt foarte greu de spus.
E foarte interesant. Întâmplător, ce, credeți că Nixon a venit aici în 67, așa numai, nu știu cum, a venit în 69 din nou și noi am amânat congresul partidului din august 1969 numai ca să-i oferim o săptămână, o fereastră lui Nixon să vină aici. Și ce primire i s-a făcut lui Nixon. Vizita lui Nixon în calitate de persoană particulară la sfârșitul anilor 50, în timpul lui Dej, în 59, și este primit cu toate onorurile și Nixon n-a uitat lucrul acesta. Și în 69 face celebra vizită 2-3 august 69, care este prima vizită unui șef de stat american într-o țară comunistă. Aceasta era gândirea. Deci, noi să căutăm să avem relații normale, amicale, cu toate marile puteri, relații bune de prietenie și lucrative cu toate statele lumii. Era altceva. Romania was seen as a country that we should be trying to work with. I think some people in the West mistakenly saw it as the next Yugoslavia, that we could ease it away from the Soviet side. And probably we fooled ourselves a little bit, that we underestimated the way to which Ceausescu played his own games, and by maintaining a tougher line at home and more control within Romania, was given more license by the Soviet Union. Also, because another element of it, the way that the Soviet Union was using Romania to acquire new technologies. And so looking for, Romania was able to achieve a more relaxed control of high technology, with restricted items being exported to Warsaw Pact countries, and these were able to flow through Romania to get to the Soviet Union, and probably something we underestimated at the time. Britanicii sunt extrem de precauți în a avansa, cel puțin până prin 64-65, în a avansa anumite puncte de vedere relative la o situare a României în altă parte decât în interiorul pactului. După 66 însă, an care coincide cu mai multe vizite la nivel înalt, de o parte și de alta, la Londra și la București, lucrurile se schimbă. Și britanicii încep să vadă în România altceva decât un aliat fidel al Uniunii Sovietice. Și acest lucru este foarte important. Ei când fac această analiză, nu o fac numai legându-se de declarațiile politice. Căci politica, diplomația, au rolul lor. De multe ori maschează ceea ce dorim. Ei merg până la a cerceta nivelul comerțului româno-britanic. Și făcând aceste analize, zic, da, România nu este o cumpărătoare exclusiv de pe piața pactului de la Varșovia. Iată, vine la noi, vin către americani, aliații din blocul occidental făceau schimb de informații, cumpără de la noi, cumpără de la americani, cumpără de la canadieni, etc., etc. În misiunile diplomatice există, sunt prezenți factorii de reprezentativi ai celor două formațiuni, informații și contrainformații. Diplomatul, potrivit convențiilor de la Viena, face și una și alta. Dar fără ca să zic că este specializat. Păcând există reprezentanți de-ai noștri, de-ai oricărui stat, care se ocupă ba de una, ba de alta. Dar aveați așadar o pregătire, un substrat de acesta de pregătire contrainformativă. Da, bineînțeles. Din școală, din stat. Școală, din diplomație, da. Așa este. În relațiile internaționale ale unui stat, în primul val al acțiunilor se află serviciile speciale. Abia undeva, pe locul 2-3 apare și Ministerul de Externe și Guvernul și așa mai departe. Din felul cum se negociază în acest prim, la aceste prime contacte, decurge ceea ce se va întâmpla ulterior. Contactele la vârf cu Occidentul i-au facilitat României obținerea unor credite însemnate, precum și acces la tehnologia vestică, elemente esențiale pentru dezvoltarea industriei. După atitudini singulare, printre care colaborarea strânsă cu Israelul și poziția cunoscută în timpul primăverii de la Praga, România câștigă prestigiu și recunoaștere în plan internațional, dar și ostilitate crescândă în cadrul blocului comunist și replici din partea Kremlinului. În scurt timp, avea să devină o țintă pentru spionajul sovietic, la fel ca statele capitaliste, iar aliații din pactul de la Varșovia se vor dovedi întru totul fideli Moscovei.
sfârșitul anilor 70, România afirma că folosirea mijloacelor teroriste nu se justifică pentru atingerea niciunui scop politic, pentru că nu face decât să complice lucrurile și să amâne găsirea unei soluții. În tot acest timp, celelalte țări, membre ale pactului de la Varșovia, acordau sprijin necondiționat țărilor arabe radicale, în special pentru război de gherilă, implicit terorism. If we look at the all of the CIA reports during this period from the late 70s and early 80s, the CIA and the other Western services, not just the CIA, the US intelligence community and all the other Western services had discovered trace elements from East European munitions and arms in almost all of the terrorist attacks both in the Middle East and in Europe up to that time, except for Romania. And this tracked very well with the Romanian approach. The Romanian approach was based, as underscored in their Declaration of Independence in April of 1964, was based very much on mediation, and mediation of international tensions. And any terrorist attack pushed any sort of resolution of a mediation further along down the horizon. Cu diplomație și consecvență, susținând necesitatea recunoașterii statului Israel, dar și dreptul palestinienilor la un stat propriu, România se pronunță constant pentru tratative directe între părțile aflate în conflict. O politică în defavoarea URSS, care nu putea depăși relațiile tensionate cu Israelul. Mai mult, intermediind contacte între arabi, americani și israelieni, relațiile României cu Statele Unite ale Americii se îmbunătățesc vizibil, culminând cu obținerea în 1975 a clauzei națiunii cele mai favorizate. România se profila astfel tot mai puternic în opinia americanilor ca un bun prieten al Statelor Unite și implicit ca o anomalie spectaculoasă în creștere în cadrul blocului sovietic. The Romanians were the only Warsaw Pact country that not only condemned it, but demanded the intervention, the withdrawal of Soviet forces, exactly along the lines of of American foreign policy. But more so than that, President Carter actually consulted with the Romanian president exactly on the best international response to Afghanistan. If you look at the Horn of Africa, again, the U.S. and Romanian policies were very closely aligned. The Romanians came out repeatedly, for instance, regarding Ethiopia, which had used to be an American client state and then had switched over, had a revolutionary transformation and became a Soviet client state. And the Romanians were very often protested the Soviet-sponsored Cuban military intervention there that actually fostered this and even labeled it an aggression and called for the removal of troops. If you move further afield to Nicaragua, which was of great interest to the United States because it was in our backyard, the Soviets often complained about the fact that the Romanians refused to support all the other East European efforts for the revolutionary forces there, the Soviet clients there. In 1978, President Carter did the same thing when he welcomed Ceausescu to the United States, stating specifically and explicitly that Romania had played a huge role and deserved a lion's share of the credit here. And Carter goes on in his own memoirs saying how he consulted continually and Romania was continually working all through the period of the Camp David Accord negotiations and also the conclusion of an Egyptian-Israeli treaty. În 1978, Jimmy Carter l-a nominalizat public pe Ceaușescu ca lider în facilitarea unei întâlniri fără precedent între președintele egiptean Anwar el-Sadat și premierul israelian Menachem Begin. All of the parties that were directly involved gave Romania the majority, the principal credit for having organized the meeting between Menachem Begin and Anwar Sadat when Sadat actually traveled to Jerusalem. Ceaușescu era singurul dintre conducătorii blocului sovietic care întreținea relații diplomatice cu ambele părți rivale. Era clară intenția lui de a câștiga încrederea liderilor israelieni și, în paralel, se străduia să facă același lucru și cu palestinienii. În mod ostentativ, Moscova a refuzat să reacționeze public la acest afront, dar a perseverat în a-i determina pe români să abandoneze medierea. În rapoartele informative ale țărilor pactului de la Varșovia, România era acuzată constant că refuză să condamne Israelul pentru că este un instrument al politicii agresive a Statelor Unite. Autorităților de la București li se reproșa că intensifică apropierea de Israel în loc să înceteze o astfel de politică. În plus, Kremlinul exercita presiuni ca România să rupă relațiile cu guvernele arabe moderate. Un alt motiv de iritare era prietenia strânsă a lui Nicolae Ceaușescu cu liderul palestinian Yasser Arafat. Moscova s-a străduit din răsputeri să compromită relațiile pe care România le avea în regiune și să o prezinte ca un partener neserios. Folosind rețeaua de dezinformare a pactului, Kremlinul a căutat să îngroape orice mențiune despre rolul României în procesul de pace din Orientul Mijlociu. În același timp, ieșeau la iveală așa numite scurgeri de informații, opinii și zvonuri care ridiculizau atitudinea României ca fiind falsă și motivată doar de bravadă și paranoia.
Întâlnirile lui Ceaușescu cu Anwar el-Sadat și cu ceilalți lideri arabi, iordanian, algerian, libian, tunisian, sirian și irachian, erau explicate prin prisma interesului României de a accede la petrolul arab și nu ca element de negociere a unui proces de pace. Că este bine să nu ne raportăm la memorialistica noastră, pe care noi o contestăm, dar la memorialistica publicată în străinătate, memoriile lui Anwar el-Sadat, memoriile lui Butros Ghali, care era vicepremier însărcinat cu afacerile externe și negociator șef al Egiptului și care recunosc contribuția României pentru pregătirea negocierilor importante purtate sub oblăduire americană la Camp David între Egiptul lui Anwar el-Sadat și Israel și care au dus la încheierea primului tratat de pace între un stat arab, Egiptul, o țară foarte importantă, de fapt națiunea lideră a lumii arabe, și Israel la 26 martie 1979. În antiteză cu această politică externă pragmatică, anii 80 vor reprezenta tot mai mult reversul situației de până atunci. Regimul Ceaușescu va eșua în autarhie și izolare. Ultima etapă în evoluția politicii externe românești în regimul comunist este cea de izolare și decredibilizare. În 1982, Ceaușescu ia decizia rambursării datoriei externe a României, iar situația internă va avea un efect decisiv asupra politicii externe, ajungând să o compromită definitiv. În toamna lui 1987, apariția memoriilor lui Pacepa are un efect devastator asupra regimului și imaginii sale în Occident. Iar în 1988, pe fondul degradării continue a relațiilor româno-americane, Statele Unite retrag României clauza națiunii cele mai favorizate. Turneele lui Ceaușescu prin India, Bangladesh, Birmania, Nepal, Angola, Zaire și Congo, sau cel din 1988 prin Ghana, Liberia, Guinea, Mauritania și mai târziu prin Kenya și Tanzania, nu mai puteau compensa declinul. Și nu i-au mai putut reface liderului gloria din perioada de maximă vizibilitate în plan internațional. Politica externă din acei ani ne-a permis intensificarea cooperării cu Occidentul și accesul în primul rând la credite și tehnologie. Cu tot riscul, opțiunea occidentală devenise explicită, chiar dacă România nu a părăsit zona de influență rusească. Era practic imposibil fără sacrificii majore, iar evenimentele din decembrie 89 aveau să o confirme în mod tragic. Dar pentru români, opțiunea făcută rămâne definitivă.